Luna iulie începe cu o mișcare retrogradă a lui Neptun, planeta mistică a spiritualității, viselor profetice și ezoterismului. Această schimbare cosmică va intensifica intuiția pentru jumătate din populația globului, întărind vocea conștiinței și manifestând milostivirea și iubirea. Pe de altă parte, această influență poate induce iluzii și fantezii, determinându-ne să evităm rezolvarea problemelor prin ghicire, meditație și reflexie inutilă. Pentru pești, această perioadă va fi deosebită de provocatoare, deoarece visele lor vor fi neobișnuite de vin și absorbante, făcând dificilă menținerea contactului cu realitatea. Săgetătorii și racii vor căuta semne mistice și semnale din partea universului în orice aspect al vieților, în timp ce berbecii și leii vor fi atrași către procese creative și autoexplorare intensă. Vărsătorii vor manifesta un interes sporit pentru filozofie și religie, iar unii dintre aceștia ar putea chiar să-și schimbe viziunea asupra lumii în mod radical. Trigonul ulterior al lui Mercur cu Neptun va intensifica imaginația, dar va fi dificil pentru majoritatea oamenilor să găsească aplicații practice pentru abilitățile lor. Gemenii și fecioarele vor reuși să îmbine logica și intuiția, obținând succes semnificativ în afacerile lor profesionale. Taurii și capricornii vor avea ocazia să-și armonizeze relațiile romantice. Balanțele vor beneficia de vizitele la psihologi, iar scorpionii vor putea să depășească atitudini inconștiente care îi împiedică să trăiască o viață plină și satisfăcătoare. Trigonul dintre Venus și Saturn, de miercuri, va favoriza parteneriatele serioase, atât în sfera romantică, cât și în afaceri. Scorpionii vor putea îmbunătăți afacerile financiare și vor încheia contracte profitabile pe termen lung. Tauri, balanțele și peștii vor decide să facă pași importanți împreună cu partenerii lor de suflet, în timp ce capricornii și vărsătorii își pot întâlni viitorii parteneri. Lei, implicați în arte și proiecte sociale, vor experimenta o realizare creativă semnificativă. În afaceri, tranzacțiile financiare vor fi favorabile, cu condiția respectării onestității și a îndeplinirii tuturor obligațiilor. Opoziția dintre Mercur și Pluto va duce suspiciuni, stres emoțional și posibile pericole pentru sănătate. Acestea vor fi deosebite de relevante pentru cei implicați în activități legate de mediu, transport rutier și organizare de evenimente publice. În zilele de miercuri și joi, se recomandă limitarea contactelor, călătorilor și participării la evenimente publice. Gemenii, fecioarele și berbecii vor fi predispuși la obsesiuni sau nevroze, iar scorpionii și leii vor manifesta suspiciune și agresivitate. Săgetătorii și capricornii ar trebui să fie precauți în exprimarea opiniilor pentru a evita conflictele. Peștii și racii pot primi vești neplăcute despre prieteni sau rude tinere. Luna nouă în rac va atenua tensiunile generate de opoziția dintre Mercur și Pluto. Agresivitatea va diminua, iar tensiunile emoționale vor scădea. Pentru a armoniza energiile din această perioadă, se recomandă purtarea amuletelor din perle naturale sau ochi de pisică. Cei care se simt epuizați emoțional sau fizic pot beneficia de rubine, diamante sau corali, iar metalele precum aurul galben vor aduce energie solară și căldură. Săptămâna se va încheia cu un sextil armonios între Marte și Saturn, favorabil pentru îmbunătățirea afacerilor și pentru activitățile care necesită răbdare, perseverență și claritate în management. Contractele și acordurile încheiate în această perioadă vor fi implementate cu succes și vor aduce profituri planificate. Berbecii și scorpionii vor avea oportunități importante care vor influența viitorul lor apropiat. Capricornii și vărsătorii vor excela în muncă monotonă, demonstrând eficiență și productivitate ridicate. Taurii și fecioarele vor clarifica relațiile pe termen lung, iar racii și peștii vor primi sfaturi utile de la persoane mai în vârstă. În concluzie, săptămâna va fi o perioadă de transformare și introspecție profundă, cu oportunități semnificative pentru creștere personală și profesională.
Astrele ne îndrumă să fim deschiși la schimbare și să profităm de energiile cosmice pentru a atinge un nou nivel de înțelegere și realizare. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!